Am început. Da. Deci, vedeți, am punctat acest rezultat care stă la baza comparării a două puteri. Cu baze diferite și exponenți diferiți. Că, adic, între 2 la 5 și decimul 2 la 7, care e mai mare? 2 la 7. Sigur că da, deci fără niciun emoție spui asta. Au aceeași bază, adic, da? Și atunci, exponenții ne spune care și cum, da? Între 3 la 5 și 5 la 5, adic, care este mai mare? 5 la 5. 5 la 5, pentru că au exponențe egale, dar bazele sunt diferite. Deci, așa ceva e foarte clar. Povestea este că bazele sunt diferite și exponențe diferite. La noi am zis așa, 2 la puterea a 15 să compare cu vecinul său, 2 la puterea a, nu 2 la, ci 3 la 10. Vezi? Deci situația devine delicată. Când au aceeași bază, spun exponenții care. Da? Când au exponenții egale, te uiți la baze. Dacă și bazele sunt diferite și exponenții sunt diferiți, s-a încurcat chestiunea. Problema ascunde o șmecherie. Dar nu puteți. Dacă stai o secundă. Deci, asta vreau să spun. Când bazele sunt diferite, exponenții sunt diferiți, trebuie să vedem în interior ceva. Și s-a spus față din nou. Dar dacă spune, compară tu pe 2 la puterea 60 cu vecinul său, 3 la puterea să zicem 3 la puterea 40. 40, poftim. Era 40. Păi îl descompunem pe 60, cum ar fi 10 la 6. Bun. Deci zicem 2 la puterea 3 la puterea 6 ori 10. 6 ori 10, îi zici bine. Față de vecinul său. 3 la puterea 20 ori 2. 20, dar tot cu 10 sunt aparare. Atunci e 10 ori 4. 10 ori 4. Și acum, iar îi surprindem, din ce operație se obține înmulțirea a două a exponenților? Din ce operație? Dedicarea unei puteri? Da. Altă putere. Deci 2 la 6, totul la 10. 2 la 6, totul la 10, de comparat cu 3 la 4, totul la 10. Totul la 10. Și vine 10 și 10 renunțăm. Și acum am mai pus toată comparația. Și e echivalent cu 2 la 6 și 3 la 4. 2 la 6 de 64 și 3 la 4 de 81. Ori așa, ori ne mai gândim la un lucru. Dar 6 la 2 la 3, totul la 2. Deci, aș zice echivalent. 2 la 3. 2 la 3, totul la 2. Cu 3 la 2, totul la 2. Asta e vecinul 3 la 2, totul la 2. Și atunci avem 2, renunțăm la exponenți. Și atunci... Ca și cum aș spune cu 8, față din 9. 8 e mai mic decât 9 și atunci mesajul ăsta se transmite peste tot. Și atunci vine, ce spunem? Că 8 mai mic, mai adică stânga, da. 2 la 10 mai mic decât 3 la 40. Cum ați gândit-o? Deci cum a gândit-o ea, nu? Că ea ne-a dat. Hai să-mi recunoaștem. Miruna a venit și a spus, eu aici bâlbuiam și tot mă gândeam cât să zic. Și Miruna a spus, la 40. La ce te-ai gândit, Miruna? Păi m-am gândit să fie după la 8 la 9 și... Nu știu, o să capim. Dar cum te-ai ieșit că nu ești, nu te se întâmplăști? O număr la întâmplare. Nu cred la întâmplare, prea ieșit de frumos așa. S-a întâmplat. Eu cred că Adi a avut o șmecherie. Pe 60 ani putea să-l surprinde 3 ori 20. Deci, Miruna, ne părălești, nu vrei să ne ajuți. Păstrezi pentru tine secretul. Iată ce ne spune Miruna.
Deci în loc de 2 la 60, 2 la 60, ea îl surprinde ca fiind 2 la puterea 3 ori 20. Pe 3 la puterea 40 îl scrie ca fiind 3 la puterea 2 ori 20. Ce? E bine? Da. Și acum, am avut de comparare pe 2 la 3 ori 20 cu vecinul său, 3 la puterea 2 ori 20. Și având chestia asta, echivalent, având treaba asta, ei, cum se mai poate scrie 2 la 3 totul la 20, da? Deci 2 la 3 totul la 20. Și simplifică 2 la 20. Asta e. Deci 2 la 2, 3 la 2, 3 la 2, totul la 20. Iruna, hai să recunoaștem că există o întâmplare, dar este foarte logică chestia asta, da? Nici tu nu știi cum de ți-a venit așa, dar da. La bază este 2 la 3 față 3 la 2. Și ai ridicat la același lucru. Eu mă stăduiam aici pe 60, mă să zic ca 3 ori, cât fac 60? 3 ori 20. Corect. Și atunci, 3 la 2, la același lucru, tot la 20 trebuia să fie. 2 ori 20, tu mi-ai ghicit gândul și ai zis 3 la 40. Pentru un moment ai citit în gândurile mele, foarte frumoasă calitatea asta, dar acum ai înțeles că, de fapt, secretul e tot aici. Între 8 și 9. 8 mai mic ca 9. Și ridicăm la orice putere vrem noi. Deci, dacă vreți să compuneți o negrișință, spuneți așa. 2 la 3 și pui vecinul său 3 la 2 și ridici ambii membri la cât vrei tu. La cât vrei tu. Hai să zicem la 13. Sau la 15? Da. Bun, la 15. Și vine cât are? 2 ori, 3 ori 15. Față de vecinul. 3 la 2 ori 15. 3 la 2 ori 15. Și atunci s-ar compara cine? 2 la puterea 45. 3 la puterea 30. 3 la puterea 30. Și iată că ai compus o ieșință. Să se compare și să nu mergem înapoi. Da? Deci mergem înapoi. Dar 3 la, 3 la 30, adică cum este față de 3 la 29? Nu, la 38, pardon. E adevărat că 3 la 30 mi-a venit la 31? Pentru că au bază 3 și aici este 30 și 31. Miruna, acum este momentul cel mai tare al istoriei. Dacă cumva ai prins mecheria așa ca și tu, să se compare numele 2 la 45 cu 3 la 31. Artist, e dur! Artist, de ce e dur? Că 2 la 45 față de 3 la 30 știi tu. Dar m-am dus un pic mai în dreapta, cu un 3. Și am intrat în ceață. Din ce motiv? Ca să nu mai vină ții la îndemână să scrii pe 3 la 31 foarte simplu. A, 3 la 3, 3 la 3, 3 plus 3, cum ar fi. Plus, plus 1, plus 1. A, și noi cum scriem acum? Că știi procedeul la 45 la 3 la 31, cum? Tu spui așa, eu știu că 3 la 31 e mai mare decât 3 la 30. Îl compar cu 3 la 30, da. Asta e. Asta care este număr. Corect. Da? Și 3 la 30, din tot ce știu eu, am să-l compar cu 2 la 45. Dacă reușesc să fie asta mai mic, toată povestea e rezolvată. Și am este adevărat, pentru că pe 2 la 45 îl scrie ca fiind cine? 2 la 3 la, totul la 5. Față de, care e mai mic în mod singur, decât 3 la 5. Ați înțeles ce șmecherie am făcut? Deci, practic, m-am dus mai în dreapta un pic. Cu 3 la
31, deci am mers cu un exponent, cum am mărit cu un exponent, m-am dus mai în dreapta și am compus un ghișiu foarte dur. Cel care acum vrea să rezolve ghișiul meu, nu știe. N-ai nicio șansă decât dacă te prins că poți să-l faci și intermediarul 3-30 care face serviciu. Bun. Ați înțeles? Iar dacă vreau să fiu și mai dur, mă duc aici în, în partea soartă cu 2-44. Față 2-41. Față 2-41. Deci 2-44, 3-31. Și mai nu poți să fii copil. Dar de ce ați așa de la 40? Așa sunt de dur. Ca și cum ar fi de la 40. Dar cum ne-am prins? Deci am dus totul în situația asta. Practic, aici e miezul. De tot dacă ar fi acolo, în loc din 3-31, 3-32, tot la fel? Poate mai bine. Poate mai bine. Mai mare, mai mare. Sau aici, 2-43. Nu e chiar. 2-43. 43-50, de exemplu. Tot ce e prins. Tot dure. Tot că trebuie să trecă lucrurile astea. Tot ce e prins. Sau 2-43 față de 3-31. Exact. Asta e tot ce e prins. Sigur că da. Miezul este aici. Da? Da, domnule. Totul trebuie să te duci la 45 și cu 30. Corect. Da, dacă mi-ați fi dat un exercițiu, să fiu... Sigur, vorbești sigur. Nu ai nicio șansă decât dacă te prinzi de, de șmecherea asta. Da? Deci autorii, când compune exerciții, au o chestie. Acum, eu am gândit cu voce. Am gândit pentru voi și pentru toți cei care ne vizitează pe noi. Ei au ca șmecherie 8, mai mic ca 9, și se duc în partea stângă cu 1 și mai mic. Că și 7 va fi mai mic decât 10. Bună oară, 7 mai mic ca 10, dar pleacă de la 7. 7 mai mic decât 10 și cu 9 acela, nu-i. El vrea repede între 2 și 3. Aha. Deci când vedeți între 2 și 3, și de acum își lucrează partea asta între 2 și 3, între 2 și 3 totdeauna ascunde pe 8 față de 9. Că 8 e 2 la 3 și 9 e 3 la 9. Asta ascunde. Acum să vă mai dau încă o legătură foarte tare. Să ne prindem. Ia să vedem noi între 3 și 5. 5. Cât ar veni? 3, 2 la... Nu, 3. Cum să fii 3, 2? No. 3 la 4, cât face? 81, da? 3 la 5, 3 la 3 la a 5, da? Este 81 la 3, 3 la 3, 3 la 24. 243, nu? Da. 243. Și 5, ia să vedem, 5 la a doua, fac 25. La 3, 125. 5 la a treia, egal 125. Și dacă mă duc la 5 la a patra, fac 625. Mm-hmm. 625 față de 243. Deci 5 la a patra. 5 la a patra fac 625, da? Iar 3 la a 5-a, la a 6-a, ia să vedem 3 la a 6-a, 243 ori 3. 3 ori 3, 9, 3 ori 4, 13, 3 ori 2, 6, 7. 728-725 sunt destul de apropiați. Și gata, îi dau numai ieși. Te-ai supărat, nu? Mm-hmm. Urmărește. Dacă astăzi. Adin. Eu m-am ridicat pe 5 la 4 și 3 la 6. Am sesizat aici foarte repede că numele care rezultă sunt destul de apropiate. Da. 625 cu 729 sunt la 100 diferență, dar îmi place. E adevărat că 625 mai mic. E mai mic decât 729. Asta s-ar traduce în echivalență cu cine? 5 la 4. 5 la 4. E mai mic decât... Cât? 3 la 6. 3 la 6. Și acum, dacă ridic la aceeași putere
se păstrează șmecheria și încep construcția. Deci 5 la 4 ai mai mic decât 3 la 6. Sau mai poți spune 5 la 4 e mai mic. Așteptează și 3 la 2 totul la 3 ani. 3 la... Dar 9 la 3 ani, da, nu? Da. Da. Pot să spun și chestia asta. 5 la 2, totul la 2 față de... Ca 5 da. La 2 cu 3 la... Acum, printr-un 2 aș putea să da. Renunț acolo și vine 5 la 2. Cu 3 la 3. Față de 3 la 3. Deci, 25 față 27. Da, corect. Da, e mult mai fain. 25 față 27 sunt mai apropiate. Sunt mai apropiate. Deci eu am sărit mai sus, da. Ca și m-aș ridicat. Da, deci o față de 9. Și 25 atunci. Față de 27. Asta. 25, care e mai mic decât 27. Și de aici apropii. De aici apropii și vor construi ghișițiri cele mai frumoase. Corect. Vă las ca temă să construiți voi de la aceste două. Să construiți ca temă niște ilegalități pe care mâine să le aveți ascunse foarte tare și noi ne-o stătui ceilalți. Adică noi doar... Fiecare le propune. Eu nu știu. Nici eu nu am știut ce ai gândit tu, nici Anca. Și urmează ca mâine să le prezentați și noi să ne spargem capul, să vedem... Între 25 și 27? Între 25 și 27 și 8 și 9. Și 8 și 9, cum v-am arătat mai înainte de vreme. Deci ne-am pus inegalități de acestea pe baza observației acestea. Că 5 la 2 ani... Trebuie să comparăm. Da, așa, mai mic decât 3 la 2. Câte vreți? Nu știu. Câte vreți doar? 4 inegalități. 4. Da? 4 inegalități. Cu astea. Da. Uh-huh. Deci aveți pe căițel și să gândiți cu atenție, pentru că nu mi-am propus decât un singur lucru. Să ne jucăm de matematica. Și nu matematica obișnuită, cei în care învățăm niște formule, ci matematica aceea pe care eu o cultiv foarte atent, aceea creativă. Deci vă invit, dragilor, să începem să înțelegem că nu un set de formule, m-am vorbit eu, nu un set de formule sunt importante. Nu niște algoritmi, faci așa și faci așa. Trebuie să înțelegem dedesubturile. Cum facem așa? De ce facem așa și care e șmecheria ca să putem pătrunde mintea autorului? Acestui autor care acum s-a aflat în fața voastră și gândit cu voce. Da? Vedeți că sunt dichisuri dedesubt pe care trebuie să le valorificăm și atunci totul merge foarte simplu. Deci, în momentul în care reușesc să vă provoc, voi avea o satisfacție imensă. Să reușesc să vă provoc și să începeți să compuneți și voi greșiți. Nu ce este super. Este o provocare foarte tare pentru data, pentru mâine, când voi încercați să compuneți. Copii, chiar dacă pentru început nu ne iese, dar ne uităm acolo la modelul ăsta ce am făcut noi. Dar mai ce ați da, exact. Deci, mâine. Ne-ați spus de la niște șmecherii, știți, îmi dăm imediat seama de care să... Foarte frumos! Da! Păi, mă interesează asta, dacă din explicațiile acestea de astăzi ați înțeles că puteți urma și voi și să compuneți. Eu am plecat la 5-a sau la nu știu cât acolo. Când a fost de la 3-a. Și la altă expoziție. Dar când a zis, adică, 2 la 3-a, care știi că veni decât 3 la 2-a, păi tu ridici totul la 29. La 514. 29. Și dă niște numere acolo. Ei, după ce știi rezultatul ăsta, 2 la 3 ori 9, 27. 3 ori 26, 87, da? E mai mic decât 3 la 2 ori 9, 18, 2 ori 2, 4, 1, 5. Este adevărat. Aici îi mai faci tu mișcarea asta. Pui 3 la puterea, 60. 59. 60. Număr de la 60. Față de asta, de aici, din partea aflată, cât mai este. 85. La 85. 2 la 85. Și ai compus un egal. Să se arate că asta, 2 la 85, e mai mic să se arate. 2 la 85, mai mic decât 3 la 60. Și eu te gândesc. Și eu spar capul aici. Știi ce fac? Eu, 5, les știind,
Văd că e 5 ori la fie posibil, da? Și 2 la puterea. Cât? 85 ori 5 ar veni cât? 13? Nu 13. Deci 5 în 8 o dată, 5 în 35, de 7 ori. De 7 ori 5, da? Că e mai mic decât 3 la puterea. Că știți că e mai mic, domn profesor, de asta? Da, dacă îți spun așa, să-ți compare astea. Da. Nu știu. Nu știți, dar da. Să-ți compare astea. 3 la 60, care înseamnă 5 ori 12, nu? Da, da. Și acum, tot la 5 avem să la 5. Da. Și mă duc la 2 la 17. Față de 3 la 12. Față de 3 la 12. Și nu știți. Și m-au terminat aici. Că sunt. Nu mai pot. Continua. Adică dacă mă întorc înapoi, mă, 85 ăsta, dacă ghicesc că e 87 care face multiplicitatea aceea cu 29, fac ieși. Dacă nu, sunt blocat. El a spus că-s black. Da? Că trebuie spus. Deci ești blocat? Pur și simplu. Deci ești blocat. Deci ești blocat. Dar sigur, eu blochez da? Și dacă eu sunt blocat fiind, mă deblocați până, domnul Răsor, haideți să vă ajutăm pe fața camerei, nu știu ce. Dar nu v-ați dat așa. Nu v-ați blocat. Sunteți în față. V-am spus, smecherii, rămâne ca voi să veniți cu negreșiții foarte tare și să mă ajutați. Dacă nu mă descurc, interveniți. Ajutați, corect. Deci eu recunosc că sunt sigur că mă aveți să plecat. Acum, mergem mai departe. Te rog, Mela, să... Deci, aș vrea să trecem la sisteme de numerație. Bun. Extindere. Ei nu cred că știu ceva despre asta, nu mi-a dat ce să fi făcut... Dar puteți să mai spuneți să... Sistemul de numerație decimal, sistemul de numerație binar. A, ce? Aia te uitați. Vezi să vă povestesc ceva. Vezi să vă povestesc ceva fain de tot. Vedeți? Când... A fost la începutul atunci, când Dumnezeu a lăsat așa și oamenii s-au apucat, să zicem, au crescut oi, sau ce-o fi crescut din animale vite, s-au întâlnit doi păstori și au spus, bă, să știi că eu am o cireadă sau o stână mult mai mare decât a ta. Nu cred. Băi, dacă spun că tine, domnule, că dealul meu a prins dealul ăla, celălalt a prins dealul ăla, băi, atunci au convenit ei să găsească o modalitate să compare. Nu toate cireata, ci grupuri mici să fac. Și au făcut grupurile mai mici așa, pentru început, au făcut grupuri inoștiut, cât să zic așa. Uite, cam ăsta e grupul ăsta, fă-și tu un grup de ăsta. Câte sunt la mine? 5? 5 la tine. 5 de încă o dată, 5 încă o dată, 5 așa. Ideea a fost să facă grupe de câte 10. 10 aici, 10 aici. Și tot făcând grupe de câte 10 și au comparat, e mult mai ușor să le compare. Dacă sunt mai puține, da? Și atunci au văzut că la un moment dat, la unul a rămas 9, altul a rămas mai 3. Păi vezi, băi, că la mine au fost mai multe. Da? Și așa au hotărât să reunească într-un fel. Cel care a rămas un simbol, da? Și zici, băi, ăsta să zicem că reprezentăm când rămâne o singură oaie. Când rămân două, hai să zic cu simbolul ăsta. Când trei, cu simbolul ăsta. Când patru, cinci. Astea sunt simboluri care au atașat grupelor ce au rămas la împățire. 7, 8, 9. Și bineînțeles că nu i-a rămas nimic, 0. Cu simbolul ăsta. Și așa au zis că a apărut sistemul de numerații în baza 10. Că au făcut grupii de câte 10. De ei se trage. În baza 10. Asta e motivul în baza 10. Că au făcut grupii de câte 10. Deci ai zis. Da? Deci. Deci resturile împărțirii au fost. Nici o oaie. Una, două, trei, au fost așa niște simboluri și le-au dat așa.
Ăsta e motivul pentru care au gândit sistemul de numerație baza 10, că au născut. 10 oi. 10 oi. Grupele câte 10? În baza 2 câte 2 oi. Aha, au grupat câte 2. În baza 5 câte 5? Câte 5. Așa. Deci acum am prins mai bine. Deci la baza 2, hai că v-au făcut grupe de câte 2, câte, cât să fie rămas la aveți? 0 și 1. 0 și 1, excelent. Păi, nu puteau să rămână 9 domn, profesor, dacă... Nu puteau să nu, că au făcut numai grupe de câte 2. Deci la restul împărțirii la 2 sunt 0 sau 1? Dar resturile împărțirii la 5, care sunt? Mirna. 1, 0, 2, cred că ești 2. La 5. Împărțim la 5. 0, 1 și 5. 0, 1, 2, 3, 3 și 4, mai mic decât 5. Deci da, așa. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nu, nu, ăsta e sistemul. Ăsta e, pentru aici la 10 ne oprim la 9. În baza 2 ne oprim la 1, în baza 6 ne oprim la 5. La 5. Dar ține, așa, gata, de ce poți? Gata, vreau 10. În baza 7 la cât ne oprim? La 6. La 6. La 6, mă, sunt. La baza 1 la 7. Păi restul poate depășească împărțitorul, mă? Sigur că da. Restul împărțirii unui număr în altul e mai mic decât împărțitorul. Că dacă ar fi egală sau mai mare, ar trebui să mergem încă o dată în plus. Mai gruparea aceea de fiecare dată. Copii. Deci este spectaculos. Înseamnă că noi putem gândi și s-a adoptat sistemul de numerație baza 10 și tot ce facem noi facem baza 10, dar cineva a zis așa, putem gândi și în alte sisteme de numerație. Și acum să luăm un exemplu. Ce înseamnă 232 în baza 10? În baza 10, ce scrie? 2 ori 100. Da, 2 ori 100 plus 3 ori 10 plus 2. Plus 2. Care mai poate fi scrisate, ca fiind 2 ori 10 la a doua, da, plus 3 ori 10 la a treia, și plus 2 ori 10 la 0. Poți să spui da, dar nu mai are logică. Ei da, păi e corect. Nu are logică, dar trebuie să vedem așa că 0, 1, 2, da? Cifra unităților, cifra 10-lor, cifra 100-lor. Cu ce cifre la 2, 3, 2. 2, 3, 2. Cât înseamnă 974? Nu trebuie așa... În baza 10, domnul? Da, în baza 10, corect. Bine, și cât e asta? Și ăla cât e domnul profesor? În final? Deci, numărul 239... În baza 10, cât e? Este scris sub o altă formă, cu puterea lui 10. Este tot, dacă facem calculul, tot aici mi s-a făcea numărul 232. Dar am atras atenția că am scris ca puterea lui 10, puterea lui 10, și am ca, să spunem, coeficienți, 2, 3, 2. Deci el se scrie 2, cifrele din față se scrie 2, 3 și 2. În baza 10. 232 în baza 10. Și deci vă întreb că aici 111 în baza 2 și 7 în baza 10. Iar ceva. A, asta vreau să mă lămuriți. Imediat, imediat. Ok. O să ies. Pe 974, zi-mi te rog. Păi 9 ori 100. 9 ori 100. Plus 7... Adică m-aș vrea deodată, 9 ori 10 la 2. 9 ori 10 la 2, plus 7 ori 10 la 2, plus 4 ori 10 la 0. 4 ori 10 la 2. Cu ce cifre s-a scris în baza 10? Cu cifrele 9, 9 7 și 4. 9, 7 și 4. Corect. Deci, copii, restul de împărțiri la 10 sunt 9, 7 și 4. Acum, vreau să scriu pe 17. Ca, atenție, variante ale puterii lui 2. Adică scriem 2 jos în baza 2? Deci vreau pe 17, în momentul de față, nu punem 2 aici, că am cifra 7 și nu pot să.
este în baza 10. Ce vedeți aici este în baza 10. Și vreau să trec la 17, care e în baza 10, în baza 2. Și scrie așa. Ce număr s-ar apropia de 17 ca o putere a lui 2 cel mai bine? 16. Deci e cam cu 16. Plus 1, da? Da, da. Și cam mai departe. 16 pot să scriu ca fiind 2 la a 4-a. Da. Plus 1. Care mai poate fi scris ca fiind egal? Atunci. Egal cu 1 ori 2 la a 4-a. E bine? Da. Plus 0 ori 2 la a 3-a. Că vreau toate puterile lui 2 înapoi. Dar n-am 2 la a 3-a. Și am 0 de la 3. Corect. Plus 0 ori 2 la 2. 0 ori 2 la 2. Plus 0 plus 2. 0 ori 2 la 1. Plus 2 la 0. Gata. Plus 2 la 0. Plus 1 ăsta. Care este? 1. 1 ori 2 la 0. 1 acela. Trebuie să scrii coeficientul. 1 ori 2 la 0. 2 la 0 face 1. 1 ori 1 face 1. Și acum, egal cu. Și voi scrie succesiunea coeficienților de aici din față. Deci voi spune 1. M-am zis mai înainte resturile. Vedeți? 2, 3, 2. Scriu acum 1, 0, 0, 0, 1. Asta 2. Asta e numărul. Adică 17 în baza 10. Este egal cu 1, 0, 0, 0, 1 în baza 2. Ce tare! De la un număr nu-i să formă zita mai număr. Da, da, deci nu am voie să folosesc alte cifre decât alea mai mici decât 2. Restul le împărțim la 2, sunt 0 și 1. Deci eu atâta lucru. Deci 111 în baza 2? Da, vreți să reșiți? Da, 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 111 în baza 2. Hai să vedem 111 în baza 2. 111. În baza 2? În baza 2. Cum îl scriu ca un număr în baza 10? El e în baza 2, da? Da. Să scriem așa. 1 ori 2 la a câtea? 2 la a 2-a. Da? Deci 1 ori 2 la a 2-a. Aici a fost 1 ori 2 la a câtea aici? 2 la a 4-a, da? 1, 2, 3, 4. Deci punem tot ce pe 1 urmat de 2 la puterea. Cât sunt aici? Câte cifre sunt aici? La a doua, corect. Deci, încă o dată, ne ducem aici. Pe 17, l-am scris ca fiind 1 ori 2 la 4, cu 0 ori 2 la 3, cu 0 ori 2 la 2, cu 0 ori 2 la 3, plus 1 acela. Și acum, faptul că l-am scris cu coeficienții 1, 0, 0, 0, 1, sunt în total cât aici? 5. 5. Și eu dacă vreau să-l scriu pe acesta, să mă întorc înapoi, am văzut că se zice 1 ori 2 la câte cifre sunt de după el. Da, da, am înțeles. 1 ori 2 la 4. Iată, când a zis 232, a zis 2 ori 100, că sunt două cifre, 10 la 2. 10 la 2, da. Da? Da. Plus 3 ori, 3 ori, câte cifre sunt după el? 10 la 3. 10 la 3. Da. Plus 2 la 3. Bun. Insist acum. Ca să fie foarte clar, pe 1, 1, 2 la, în baza 2, vreau să găsesc valoarea în baza 10, da? Da. Și egal cu 1 ori 2 la 2, da. Plus 1 ori 2 la 3, plus 1 ori 2 la 0. Și face ca și valoare, vine 4, da? Acum fac calculul ca să văd în baza 10. 4 plus 2 plus 1. Plus 2. Și e dat 7. Da? Și e dat 7 în baza 10. Ce? Deci 1, 1 în baza 2. E 7 în baza 10. E 7 în baza 10. Deci voi n-ați învățat asta în practică. Nu. Asta o să-l pisteleți. Dar e atât de esențial ce facem acum. Dar e foarte ușor. O să vă arăt. Foarte. Deci, practic, acum, cum trece dintr-o bază, din baza 2, așa trebuie să vedeți și o să vă spun motivul pentru care trebuie să înțeles asta. Trebuie să spun acum, imediat. Foarte. Știți ce?
Când oamenii de știință au făcut asta mult mai devreme, treceau dintr-o bază în alta cu șuința extraordinară, n-au anticipat un moment formidabil. Că cineva a avut ideea așa. Putem face ca printr-un fir să treacă, vrem sau să nu treacă. Deci există două stări posibile a unui fir. Ori trece curentul, ori nu trece. Sau întrerupătorul închis sau deschis, două poziții. Și spunem așa, când trece curentul, spunem că ar fi starea 1 și când nu trece, starea 0. Deci asociem, trece curentul în starea 1, nu trece curentul în starea 0. Și atunci, pe chestia asta au pornit calculatoarele. Să știți că în momentul când apăsați asta A, nu fuge A-ul pe acolo prin calculator. Nu, sunt cifre. Fuge, când am apăsat A-ul, fuge un număr care i s-a atribuit lui A, bună la 59. Iar 59 este trecut din baza 10 în baza 2 și acolo în baza 2 înseamnă 0, 1, 0, 1, 0, 1. Adică sunt circuite care înseamnă să aprind, să închid, să se deschid. Deci, practic, trebuie să vedeți, ați auzit de biți. Da. Cârmăgica, de ce da, trece. Exact. Dar bitul este una din cele două stări, 0 sau 1. Este fantastic. Cine a prins în momentul acesta a produs revoluția cu adevărat în calculatoare. Pe baza acestei, la început calculatoarele erau imense. Câte o clădire, că erau circuitele acestea. Da, și o să fie mari? Așa, imense. La început, mă, la tehnologia. Pentru că nu era tehnologia asta. Da, se făcuse doar ca să adune două numere. Atenție, să adune două numere. Trebuia un simbol pentru altul, care era o stare, de fapt, fizică. N-ați văzut? Calculator n-a nicio valoare dacă nu trece curent electric prin el. Noi îl punem acolo. De fapt, când am pus în priză, se întâmplă ca el să prindă viață. Softul care este în memorie, această stare cu biți 0101, este o stare, de fapt, capătă o anumită poziție acolo. Asta înseamnă că știința sau știința de a trece în baza 2 este esențial. Este esențial că asta stă la baza ce s-a însemnat dezvoltarea informaticii, a calculatoarelor. Da? Deci pe baza asta s-a răspuns. Totul este în biți acolo. Trebuie să vedeți că acolo circulă un câr de, dacă eu spun așa, 0, nu, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Ce? Este o stare. Cu câți biți? Cu câte? 2, 4, 6, 8. Deci o stare din 8 circuite, să ne gândim așa, da? Care ar însemna că e 1, 2 la 2, 4, 6, 7. 2 la 7. Plus 0 ori 2 la 6. 2 la 6. Plus 0 ori 2 la 5. Câți de 0 am 2 până acum, da? Te va mai și 3 0, da? Da, cu 0 ori 2 la 4. Plus 0 ori 2 la 4. Plus 1 ori 2 la 3. 2 la 3. Plus 1 ori 2 la 2. 1 ori 2 la 2. Plus 1 ori 3 de 0. Da, 1 ori 0. 0, da? 0 ori 2 la 3. 0 ori 2 la 0. Plus 1 de la 0. Și acum aflăm care este numărul din baza 10, da? El a fost scris în baza 2. Este deprisos să mai pun 2 aici. Că este subînțeles că este cu cifrele 0 și 1. El este subînțeles. Hai să facem niște exerciții, domnule. Hai să vedem aici de la câte dată. Hai să vedem, corect. 2 la 7-a, 2 la... Cât 2 la 4 face cât 16 și 2 la 3 8, 16 ori 8, ia vedeți cât face, 16 ori 8. Ai făcut 16 ori? 128. Deci vine 128 plus
0 ceva, 0 ceva, 0 ceva, nu mai plus 2 la 3, 8. 8 plus 4, 4 plus 1. Plus 1. Deci, în baza 10 este 128. 36, 141. 141 în baza 10. Deci, pe 141, în calculator, acolo, când tastăm, să zicem, este de fapt un cât de 0 și 1, 0 și 1. Baza 2. Subînțeles, în baza 2, că altfel nu ai cum să transmiți 141. Noi tastăm 141. Dar vezi, când eu văd 141, domnule, când apare pe ecran. Răspunsul este următor. Ecranul trebuie să-l vedeți ca niște punctulețe, se cheamă pixele. Unul dat, unul dat. Foarte finuțe. Și la mesajul 141 se aprind beculețele acele finuțe care desenează conform cârdului 1000101, desenează pe cine desenează? 141. Adică ăla e în baza 2, ăla e, deci, faci tot în 0 și 1 în baza, adică... Deci, neapărat în baza 1 suntem. Numai în 0 1 suntem. Numai în 0 1. Aha. Și mesajul ăsta, 1000101, a însemnat aprinderea pe ecran a punctulețelor acelea finuțe, pixel se numesc, și aprinderea lor desenează. Numărul 141. Așa trebuie să vedeți. Dar asta se întâmplă în fracțiuni de secunde. Păi, da. Da? Deodată ai plus 141, 141 a văzut. Am înțeles. Așa se întâmplă, dincolo de ceea ce vedem noi. Da? Da. Deci, baza 2 este esențială. Scrieți-mă, exemplu 3 de la pagina copii, de la pagina 70. Vedeți că am ajuns la pagina 70. Deci nu stăm pe loc. Da. Vreau aici un pic. Da. Să vă cer acasă, să scriți pe 843 din baza 10 în baza 2, egal cu în baza 2. Da, eu vreau să mai lucrăm ca să-l deleagă. Hai să-l facem acum. De exemplu, eu vreau mai mult, adică, haideți, cum vreți. Unii, dăm cu cealaltă. Da, eu am vrut să vă dau așa, exemplu 3. Deci, 1201 în baza 3. 1201. Să ducem în baza 10. 1. 1201. În baza 3. Adică 1201 în baza 3. Că e clar că e baza 3. Să ducem în baza 3. De ce e în baza 3, în mod sigur? Nu, trebuie scris. Poate să fie și în baza 4. Poate să fie în baza 5. Corect. În baza 2 nu poate să fie. Corect. Are 2. La 1, ala e pe 2. În baza... Deci în baza... Miruna, în baza 3... De la 3 în sus. Înțeles, dar la... Da. Poate să fie și 4. Poți zici 4, 5, 6, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6 da. Și 10. Deci dacă era 3 acolo, poate fi... Pentru 141 baza 10, vedeți că nu are din nou. Am înțeles, da. Da. De aia s-a scris baza, nu? Gata, am înțeles. Da. Acum, hai, Miruna, ajută-mă. Dar și eu sunt circulă. Păi hai, faceți tot de ziua. Hai, zic. Hai. Am început așa, 1 ori 3 la 3-a. 1 ori 3 la 3-a. Hai. Plus 2 ori 3 la 2-a. 2 ori 3 la 2-a. Plus 0 ori 3 la 1-a, plus 1 ori 3 la 0. 1 ori 3 la 0. Și egal mai departe, poți? Egal cu 27 da. Plus 11. Mai e 11, mă. 3 la 2 e 9, 2. 2. E 2 ori, nu e 2 plus. Adică. 2 ori 3 la 2. 2 ori 3 la 2. 18, deci plus 18. Plus 1. Și egal cu? Și egal cu 46. Da, scrie în baza, nu? Pe baza 10, da? Da, 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 putea să fie și... Ca așa s-ar putea înțelegă că... Nu, 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 scrie în baza, în baza 10. Da. Asta a fost procedura, așa am văzut. Așa, de fiecare dată am ajuns în baza 10 aici, prin această manieră. Acum să facem pe același număr în baza 4. Din 4, să ducem da, în baza 10. Ăsta, din baza 3, să ducem în... În 4, să ducem în 10. Deci 1201 în baza 4. Așa. Să ducem tot în baza 10. Tot în baza 10. Te rog. 1 ori 4 la 3-a, plus
4 la 3-a, plus 2 ori 4 la 2-a, plus 0 ori 4 la 2-a, plus 1 ori 4 la 0. Și egal cu 4 la 3-a. Și egal cu 4 la 3-a, plus 64. 64. Așa. Egal cu 64, plus 62, 32, plus 0, plus 1, egal cu 94 plus 33 și egal cu 97 bază 10. Acum, dacă vreți să ajung într-o altă bază, în baza 5, pe 97. Okay. Da. Dar înseamnă că, de fapt, m-am dus de baza 4 în baza 5. Da? Uh-huh. Dar m-am dus prin baza 10. Uh-huh. Pe 97 putem scrie egal mai departe. În baza 10, în baza 5. În baza 5. 9 ori 5 la 1-a. O secundă, te greu. Te întreb, 5 la ce putere s-a putut foarte mult de 97? Maxim. 5 la... 5 la 2-a, 25. 5 la 3-a, 125. 125. Îl depășește. 5 la 2. Atunci scriu așa. Loc de 97 zicem 5 la 2. Da? Plus diferența care rămâne 25 din 72. Deci, plus 72, da? Da. Plus 72 acum vreau să îl surprind ca fiind 5 la ce la putere? 5 la 1 sau la 2, 5 la 2. 5 la 2 o surprindea. Plus. Deci. Merge? Da, merge. Iar de câte ori merge, de? Încă de 2 ori. Da. Bun. Atunci, atunci facem așa. 3 ori 5 la 2. Da. Deci de câte ori? De 3 ori 5 la 2. 3 ori 5 la 2. Deci mai întâi mă interesează cât mai aproape de numărul. 75. 75. Și mai aproape 22. Deci plus 22. Da. Dar e cam mai departe. Deci vine 3 ori 5 la 2 plus, acum 5 la 1-a. De câte ori 5 la 1-a? 4 ori. De 4 ori. Plus 4 ori 5 la 1-a. 5 la 1-a. Plus 2 ori 5 la 0. Plus 2 ori 5 la 0. Și acum cu aceste, acești coeficiente aici din față, cu 3, 4, 2, în ordinea asta, 3, 4, 2, spune 3, 4, 2, 5, 4, 5. Nu! Ba! Nu! Super! Nu! De ce e posibil? Deci 9, 7, 4, 5, de fapt 3, 4, 3, 4, 5. 1, 2, 0, 1, baza 4. Baza 4. Exemplu, 97 în baza 10. 97, hai să zicem. În baza 10 și cu 342 în baza 5. Super, domnul profesor. Nu, nu înțeleg. Nu înțeleg. Hai să vedem încă o dată. Deci, Adi, am avut pe 97. 5 la ce putere să se apropie de 97? Dacă zic 5 la 3, atunci 25, îl depășește. Mă duc la 5 la 2. 5 la 2. Așa, de câte ori 5 la 2 în 97 se cuprinde? De 3 ori. De 3 ori. Și zic 3 ori 5 la 2. Și rămân 22. 75 fiind, 3 ori 5 la 2, până la 97, am 22. Și acum... De câte ori 5 la 1 e cuprins în 22? Mă întorc înapoi pentru tine, Miruna, că ești un pic trist, da? N-ai înțeles bine aici. N-am înțeles. E bine încă o dată. Pentru tine și pentru vizitatorii noștri. De ce grată? În baza 5 eu am ca obiectiv. Să zic, 5 la ce putere se apropie cel mai mult de 97? Fără să-l depășească. Păi 5 la 2. Că 5 la 3 îl depășește. Corect. Deci 97, copii. 97 este cuprins între 5 la 2. Și respectiv 105 la 3. Deci fiind așa cuprins, înseamnă că nu pot să mă gândesc la 5 la 3, ci mă gândesc la 5 la 2. Corect. Și acum, cât face 5 la 2? 25. De câte ori merge 25 ăsta în 97? De 3 ori. De 3 ori. 3 ori 25 fac 75. Da. Deci, practic, adică, eu pe 97
Îl poți spune ca fiind 75 plus 22. Corect. Care înseamnă 75 de 3 ori de 25? 5 la 2. 3 ori 25, să fii mai înțeles, plus 22. Corect. Adică 3 ori 5 la 2. 3 ori 5 la 2. Plus 22, pe care putem scrie ca 4 ori 5 la 2. Pe 22 îl poți scrie, Anca și Mirna, îl poți scrie ca fiind 20 plus 2. Adică 4 ori 5 la 2. Asta e. 3 ori 5 la 2. Plus 4 ori 5 la 2. 4 ori 5 la 1. 5 la 1, da. Plus 2 ori 5 la 2. Zici 2 ori 1. 2 ori 5 la 0. Și acum ai realizat 2, 1, 0. Și ăștia din față sunt coeficienții din față. Adică 5 la 2, 5 la 1, 5 la 0, înseamnă că ne-am dus în baza 5 și putem să punem 3, 4, 2. 3, 4, 2. 2 în baza 5. În baza 5. Mai avem 50 de minute, mai avem unul, nu? Da, facem da, oră. Da, 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 da. Deci, copii. Foarte interesant. Cred că astăzi vă duceți cu o bucurie în suflet. Da. Mare bucurie, pentru că ați înțeles cât de importantă este baza 2. Este super baza 2. Pentru că numai cu 0101, oamenii comunică cu ei, între ei numai cu 0101. Prin internetul calculatorului asta se întâmplă. Telefoane, tot ce vreți voi. Totul este gândit numai cu 0101. Fără această idee superbă, pe care oamenii o știau de multă vreme cu baza 2, cine a avut inițiativa să pună totul, tot dialogul între oameni, totul, absolut, doar pe 0101, a fost un om foarte inspirat. Foarte inspirat. Și acela a însemnat ce? O șansă formidabilă pentru tot ce a însemnat progresul echipă. Da? Așadar, Adi, vreau să mă conduci. Da, la... Și să rugați fiecare de mine. Bun. Uite, vreau pentru 2, 3, 1, 4. În ce bază pot să-l pun? 4, 5. În baza, de la 5 încolo. Deci acesta e, pot să-l pun la, pot să-l pun în baza 3, adică? Nu. Nu, pentru că e cifra 4 și cifra 3. Deci, de la tot ce vedeți aici în componență, cu unitate în plus. Deci, ăsta în baza 5. Să scrieți în cu cine este egal în baza 2. Deci, să treceți de baza 5 în baza 2. Deci, de 2, 3, 1, 4 din 5, să treci în baza 2. Iar, repet, de la dată în baza 5, trebuie în baza 2 reprezentat. 2, 3, 1, 4. Da. 2, 3, 1, 4. Am insistat și am întrebat. Pot să pun baza 2... La 2, 3, 1, 4, baza 5? Da, dar nu. 2, 3, nu știam ce bază să pun aici. Și am întrebat, ce bază pot să pun? Aș putea pune 2? Nici vorbă. Da, 3? Nici vorbă. Dar 4? Nici? Nu mă dă 4 ăsta în urmă. Deci cu unitate mai mult decât... Pot să pun 5, 6, 7, 8? Să-l ducem în baza? În baza 2. Deci din baza. Acum sau o catem? Hai să dau catem de acum, când ne apropiem de sfârșit. Deci, rămâne catem aici. Vă duceți din baza asta, în ce bază vă duceți? În baza 10. Nu? De aici vă duceți în baza 10. Și cum din baza 10 vă întoarceți în baza 2. Deci intermediar. Ne intermediat în baza 10. Aha, eu vreau direct. Nu, nu poți duce în baza 2 direct. Nu, nu, este incomod. Noi ne ducem pe intermediarul oierilor. Aha, deci întâi în baza 10 și facem baza 2, da? Așa, așa. Oierilor. Deci oierilor. Așa. Deci zicem 2 ori 5 la cât? 2 ori 5 la 3. Plus 3 ori 5 la a 2. Plus 1 ori 5. Da? Plus 4 ori 5 la 0. Și ăsta va însemna un număr în baza 10. După care ne ducem în baza 2 cu numărul ăla. Aha.
Aha, gata, m-am prins, domnule. Da? 5 la 3, 125 de 2, 125, fac 250. 250, da. 250. Plus 3 ori 25, 75. 75. Plus 5. Plus 5, plus 4. Plus 4. Plus 9. Plus 9. Și face 325, nu? Plus 9. Și face cât aici? 334. Asta, în baza 10. Și acum, ca să mă duc în baza 2, pe 334, îl vreau scris ca 2 la cât să se apropie de 334? 128. 128 e mai mic. Dar este 256. 256 este foarte apropiat. De, da? Dar e 2 la cât? 2 la 128 parcă a fost cât? 2 la 7. Ai rezolvat așa, dacă 128 a fost 2 la 7. 128. 2 la 4, ori 2 la 3. 2 la 4, 16, ori 8. 2 la 16, ori 8. 128. Da? Deci, 2 la 7, 128. Păi nu e apropiat. 2 la 8, da? 28 ori 2. 28 ori 2, ca 256. 256, dacă mai mulțesc cu 2, face cât? 500. Depășește. Deci 2 la 8, nu? Deci vine 2 la 8. 2 la 8, da. Da. 256. Da. Plus? Plus, cât e diferența? Deci 2 la 8 face 256, da? 34 și cu 44. Deci 6 din 14, 8. Da. Scade acum. 88. Deci cât vine? Plus 88. 78? 3, 4, 4, 4, da, 78. Plus 78. Și egal mai departe. Cu 2 la 8. Plus, la 78 mă concentrez. 2 la puterea cea mai înaltă cu putință, fără să le reușesc. 2 la 6, 64. 2 la 4, 16. 2 la 5, 32. 2 la 6, 64. 64, da? Da. Deci, zic 64, la loc de 64, că spun 2 la 6. 2 la 6. Da. Plus? Plus, mai rămân 64, 14. Plus 14. Care înseamnă? 2 la 8, da? Plus 2 la 6. 14, 2 la... Cel mai apropiat 14, 2 la cât? 2 la 3. 2 la 3 a face 8, da? Plus 2 la 3. Plus 6. Plus 6. Și egal mai departe. Da, cu 2 la 8, da. Cu 2 la 6. Plus 2 la 3, plus 2 la 2, plus 2. 2 la 2. Da, plus 2. 4 și cu 2. Plus 2, da. Da. 2 la 1, da? Da. Și egal mai departe. Și egal mai departe. Acum la tranșă. 1 ori 2 la 1, da? Plus 0 ori 2 la 7, dacă nu există. Da. Plus 1 ori 2 la 7. Trebuie 1, 0 și 1 ăsta care reprezintă. Plus 0 ori 2 la 5-a. Plus 0 azi, când la 2 la 6-a, la 2 la 3-a, urmează 2 la 5-a. 0 ori 2 la 5-a. 2 la 5-a plus 0 ori 2 la 4-a plus 1 ori 2 la 3-a. 1 ori 2 la 3-a, că la avem. Plus 1 ori 2 la 2-a plus 1 ori 2 la 3-a. Dacă 2 la 0 nu mai avem, nu îi trebuie. 1 ori 2 la 3 plus 0 ori. Plus 0 ori 2 la 0. Deci o punem și pe ăsta. Neapărat, trebuie să nu punem la 2 la 0. 2 la 0 obligatoriu. Neapărat. Am înțeles. Un pic. Și egal acum. 1. Nu știm sigur. 1, 0. 0. Voi să faceți, da? 1. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 0. 0. 0. Deci e 1, 0, și ăsta e în baza 2. Deci numărul din baza 5 l-am dus în baza 2. A, trebuie să mai lucrăm acum. Nu-i faină? Da. Da. Deci din baza care? Din baza 5. L-am dus în baza 10. Și urmă în baza 2. La scris și la genul. Exact. Deci vreau să-mi scrieți pe 3, 7,
4, 5. De ce bază pot la voi să punem? Așa, 8. De la 8 încolo? Da, de la 8 în sus. Deci în baza 8 să... Da, să ducem în baza 10. E, desigur, e obligator în baza 10. Și după aceea, numai și în baza... Și cine? În baza 2. Tot în baza 2. Baza 2. Nu place baza 2 foarte tare. Este esențial că știți voi de ce. Am plecat în foarte tare. Așadar, ne oprim aici spunând așa. Care este noutatea pentru astăzi? Ia de ce zici, domnul profesor. Cu ce plecăm noi de la întâlnirea de astăzi? Haideți să zicem repede în revistă ce am făcut noi astăzi. Mai ales asta. Importanța este trecerea într-o bază la alta. Dar hai să ne amintim cu ce am făcut. Cu suma ce am început. Foarte tare. Cu putere. Operații. Ultima cifră. Interesant jocul acolo. Ciclu. Compararea puterilor este fantastic. Și sistemul ăsta care nu l-am făcut deloc. Da. Și sistemul, trecerea dintr-un sistem de numerație în altul. Da? Sistem de numerație, sistem de numerație. Și urmă povestim baza binar, 10. Binarul este foarte, foarte important. Cu restul împărțirii la forma numărul respectiv. Da? Și cum se face? Am plecat de la baza 10 și nu știam și ați văzut foarte bine. Și pentru că domnul profesor va da temă suficientă, lucrați până la divizibilitate. Și foarte puțin. Teoria și până la divizibilitate. Da, divizibilitate. Până la divizibilitate, ca să nu comentați. Da. Asta a fost tema pentru astăzi? Da, mi-am controlat eu până azi venit. Fac următorul. Ia o zi și domnul profesor. Data viitoare, adică, prezentăm caietele la film. Adică, le prezentăm ce și-a făcut treaba. Nu vă prezint pe voi, dar prezint munca voastră. Când o să aveți curajul și o să fiți buni, lucrați și voi. Hai cum ficeați, mergem la eu trebuie lucrură. Să am acceptul părinților când... Da, 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 o să vorbesc cu părinții, vă dați. Sigur că da. În momentul acela abia aștept. La tine știu că e de acolo și la tine sigur e de acolo. Da. Deci, Adi, cum fici ca să mergem la apicultură? Hai, zi finalul, ca să la revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe Profanai și revenim cu ora de apicultură. Și nu uitați, dați like și share. Asta e.